Băi, eu plătesc asigurări, dar e mai pentru medicamente, dar minim de medicamente, nu știu, mai am medicamente, nu știu unde dracu sunt. Dar nu sunt fully insurance, deci o asigurare completă. Deci, n-are sora mea bani. Și mi-a făcut niște asigurări de alea, ca la morții măsii. Știi cât m-ar costa pe mine sora mea? De stai liniștită, că ea s-a interesat rău, de-aia mai mă e scump. Sunt 140 de locuri. Și dacă nu sunt fully, dar sunt plin de furii. Well, de furii, aaa! Cutia Pandorei e mic copil pe lângă mine. Și dacă sunt plin de furii, hai să zic cât și tu ești plină cu furii. Cum? Sor mai plină de cu fureală. Și de fureală. Da, eu sunt plin de furii. Și dacă sunt plin de furii, hai să zic. Deci, per day, adică pe zi, costă o hospitalization, că e la nivel de spital, dar e și nivel de hotel. Și îi înțeleg. 164 de lei per day. Faceau să per day eu 164 de lei per day? De seama, per day mulți bani. Rămâne copiii tăi morți de foame. Și ar trebui pentru 15 zile. Să zicem, facem la 10 zile, că nu știu aritmetica, nu știe sorma. Sau nici sorma nu știe. Și n-are tata bani. N-are, poate să-mi dea tata o pensie de-a lui. O lună. A, nu. E mort. Cred că are lumânarea pe mână. Hai să-i aprindem o lumânare lui sorma, lui mama și lui tata. Că se aprinde și la lui. Nu știu dacă e vii sau morți. Pentru mine e morți. Da? Ei sunt vii. Bântuie. Cred că sunt draculine de alea. Deci, ar veni 1640 lei împărțit la 2, 800, să rotunjim așa, 8 cu 6, 4, 4, ține minte, vreo 25 de milioane. Aoleu, de-aia n-am mai trimis pe băiatul la predeal. Să dea 25 de milioane pe băiat. Păi puteți să faci tu o fully asiguration, că alea e mai mici. Și mă duceam și eu să mă bombardez cu vreo nebună pe acolo. Dar îmi trebuia și bani. Că e doar cazarea. Și mai trebuia bani de distracție. Încă vreo 20 de milioane. Să-i dau 50 de milioane la băiat? Aolo! Hai că sufă în română. Cambule strică, frate.